un radio de milioane de români. Bună ziua. La catedra de politică stă astăzi doamna Roberta Anastase, președintele Camerei Deputaților, alături de mine în studio domnul Ion Meioniță. Adevărul, împreună vom încerca să înțelegem ce se va întâmpla în săptămâna care ne mai desparte de Convenția Națională a Partidului Democrat Liberal, doamna Anastase și-a depus deja candidatura, dacă am înțeles bine, pentru una din cele patru funcții de uh, vicepreședinte. Deci este un participant foarte activ și cu titlu personal, dar și în calitate de susținător al moțiunii pe care primul ministru Emil Boc, actualul președinte al Partidului, a introdus-o în atenția participanților la convenție. Vă mulțumesc că ați acceptat doamna Anastase să stați de vorbă cu noi pentru ascultătorii Europa FM. Ne spuneați chiar înainte de a intra în emisie că se simte tensiunea care precede evenimentul. Cum, cum ați descrie atmosfera tensionată în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație și auzind titlul emisiunii Catedra de Politică, mi-am adus aminte că tot la catedră v-am cunoscut și eu, no. domn' profesor, și chiar mă simt ca în acei ani, apreciind vă și public de data aceasta pentru modul în care mi-ați îndrumat pașii într-o anumită perioadă a vieții mele. Da, spuneam într-adevăr că se simte... Tensiunea este fire, firească până la urmă această tensiune. Suntem doar cu câteva zile înainte de uh, votul din Convenția Națională. Într-adevăr, sunt uh, cel puțin două moțiuni puternice, dar aș spune trei moțiuni consistente. Noi spre deosebire de toate celelalte, uh, part, uh, celelalte partide care sunt uh, pe scena politică. Avem acest mecanism intern care presupune o dezbatere anterioară a unor programe politice, a unor moțiuni și cred că, până la urmă, de fapt este o oportunitate de dezbatere internă extrem de consistentă. După ce am fost, iată, în aproape toate județele din țară, îmi dau seama că ne-ar fi prins tare bine dacă am fi avut, poate mai devreme, această dezbatere internă. Pentru că e, dacă vreți, și un moment în care discutăm foarte mult cu membrii noștri de partid, în care avem posibilitatea să le explicăm o serie întreagă de lucruri și ne întâlnim cu acei oameni care poate au resimțit cel mai puternic. Măsurile dure pe care a trebuit să le luăm noi, din poziția de partid aflat la guvernare, și uh, ei sunt cei care s-au lovit cel mai des de reproșurile. La de... primar, consilier local, care. Până la urmă, vorbim și de oamenii care se întâlnesc cu vecinilor, exact. cu familiile lor, și atunci, evident, ei au nevoie, în primul rând, de, de cât mai multe argumente. Doamna președinte, sondajele arată totuși că PDL este la cel mai scăzut nivel al său din ultimii mulți ani. Nu, nu e la, la cel când mai a avut, scăzut. Nu din istoria sa. Nu, 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 cel mai scăzut, pentru că anul trecut am înregistrat să zicem, punctul minim de câteva luni suntem pe un trend de crescător. E adevărat că această creștere este mică. Vorbim de un procent Plus minus un procent, să spunem, pe care îl înregistrăm lunar undeva la 21%, suntem în momentul de față. Asta este măsurătoarea dumneavoastră. Am văzut alte sondaje care vă cam, dau pe la 15-16% ca asta, intenție toate, de vot. Toate Iar ca încredere în liderul dumneavoastră este și mai puțin, Emil Boxec duce undeva pe la 8-9%, după cum arată cifrele. Vă asumați în continuare această stare de lucru mergând mai departe cu Emil Boc, chiar dacă se află atât de jos în încrederea cetățenilor? Vreau să vă spun că din, din sondajele noastre, evident că fluctuează în funcție de și deciziile care se iau în plan guvernamental. El este primul care plătește, dacă vreți, public aceste decizii. E adevărat că a avut o scădere de încredere. De asemenea, și dumnealui este pe un trend crescător, totuși, în interiorul Partidului Democrat-Liberal. Dintre liderii acestuia are cea mai mare încredere. În egală măsură, noi ne-am asumat acest lucru. Am pornit ca și o echipă, am știut că urmează o perioadă extrem, extrem de dificilă. Și ne-am asumat cu toții această, această responsabilitate. Mai mult decât atât, vă pot spune că nu a existat o decizie în plan guvernamental care să nu fi fost discutată înainte în partid, să nu fi fost asumată prin vot de membrii Biroului Permanent Național. Și din Biroul Permanent Național, practic, fac parte toți cei principalii susținători ai tuturor celor trei moțiuni. Deci, până la urmă, aici, să spunem, nu este un argument intern. În, în egală măsură, Emil Boc este cel care a reușit până la urmă să scoată România dintr-o perioadă de, de recesiune. Iată, datele par să confirme în acest moment acest lucru și eu sper că dacă efortul nostru de a explica oamenilor. Va, va fi unul mult mai consistent. În timp ce uh, sper din tot sufletul că uh, în fiecare zi vor apărea și uh, vești bune, cu ghilimelele de rigoare, atunci Partidul Democrat-Liberal se poate uh, consolida și, -și poate recăpăta electoratul într-un timp uh, rezonabil. Și când spun lucrul ăsta, spun și pentru faptul că, uitându-mă pe aceleași sondaje de opinie, constat că aceste calcule care sunt făcute cu privire la intenția de vot vizează o parte relativ mică a eșantionului, pentru că marea parte a oamenilor spun că nu au intenția de a participa la vot, că sunt nehotărâți. Asta, asta e un indicator pentru noi foarte important. Într-o perioadă în care ei decizii dificile, eu, în această perioadă opoziția de obicei capacitează foarte multe voturi. E nu este cazul acestei opoziții. Și atunci pentru noi acest motor și această informație este o informație pe care noi vrem să o folosim și sperăm să o folosim în favoarea noastră. Ce vreau eu să vă întreb? Ați evocat Turneele pe care le faceți împreună cu domnul Emil Boc, ați văzut toate organizațiile și spuneați cât de importantă și de vie este această relație cu membrii de partid, înainte de electorat, corect, ca atare. Corect. Cum se face că asemenea relații nu există decât în preziua congreselor? Nu ați avut experiențe asemănătoare, mult mai slabe, însă, pentru că atunci nu era decât un singur candidat adevărat în 2005, N-ar trebui oarecum să, și o întrebare pe care vă adresez nu numai dumneavoastră, ci aș pune oricărui lider important al partidelor politice majore, nu ar trebui să instituționalizați această permanentă consultare cu Membrii de partid, asta face un partid viu. Când vin șefii și îi întreabă pe militanți odată la șase ani ce mai cred, ce părere au, cum dau socoteală vecinilor despre politicile uh, propriului partid, nu e foarte convingător, pentru că îi părăsiți iar pe militanți cinci ani de zile până la următorul congres. Uh, Practic nici nu mai contează ce rezultat va fi în 2012, dacă va fi unul bun sau unul uh, rău. E vorba de faptul că un partid trebuie să existe ca o țesătură permanentă, nu numai de interese foarte concrete. Cineva e primar, dă contracte, face una sau alta și o parte din. Alegătorii locali sunt mulțumiți, dar membrii în general trebuie să se simtă băgați în seamă, ca să spun Absolut. foarte simplu, ascultați, întrebați, să li se dea oportunitatea să spună și ei părerea. Absolut, deci... Acest, acest aspect l-am simțit și noi mult mai puternic, poate decât altă, decât altă dată. Sigur, noi vorbim în primul rând de militanții care sunt beneficiarii, cu ghilimelele, de rigoare a unei politici pe care a trebuit să fie una. Extrem de dură dusă, dusă la guvernare. Și așa este. Exact ceea ce spuneați dumneavoastră am sesizat și noi, de aceea și în cadrul moțiunii. Avem o propunere uh, concretă cu privire la, uh, la un mecanism de dezbatere internă și de propunere concretă de rezoluții. Pe care o, o pot face membrii de partid, membrii simpli. În același timp, avem și un mecanism pe care acum îl construim, anume acela al comisiilor de specialitate. Pe fiecare om, până la urmă, are, să zicem, o profesie, o pasiune, oameni care se documentează într-un anumit domeniu. Și atunci, noi am creat și o și un instrument de tipul ce, celui al comisiilor de specialitate, care dezbat uh, anumite teme de interes pentru, uh, pentru oamenii noștri. Și atenție, sunt niște comisii deschise, deci nu sunt numai me pentru membrii de partid, la ele pot participa și oameni pur din și simplu civilă, exact, spune interesați, era. pentru că iarăși avem o uh, dificultate din punctul ăsta de vedere pe care trebuie să ne asumăm un dialog mult mai intens cu uh, societatea civilă dar de care iarăși cred că întreaga clasă politică uh, suferă. Istoria asta a Congresului Partidului dumneavoastră a cunoscut multe aspecte în ultimele luni și am văzut că la un moment dat se punea problema dacă să se mai țină sau să se amâne, că nu e cazul, că situația este de așa natură și lucrurile au căpătat viteză după ce președintele și-a dat haina jos, a intrat în ring și a început să facă domnia sa campanie ca și cum ar fi candidat, așa a lăsat impresia că am vremurile bune în care candida pentru domnia sa, pentru funcția sa, pur și simplu nu s-a mai făcut distinție. Uh, am fost atacurile, modul în care a calificat aripa pe care nu o dorește în partid, aripa blaga, uh, s-a referit foarte acid la ei și a uh, pus etichetele pe care le știm cu toții, așa încât uh, din acel moment se pare că um, susținătorii lui uh, Emil Boc au prins aripi și uh, au mulți care ezită sau se pronunțaseră pentru blaga au trecut în cealaltă tabără poate partidul PDL să se exprime totuși în afara dorințelui președintelui? Acum am să vă spun un lucru din interior care este și adevărat deci noi am avut o înțelegere am stabilit data convenției, dar în egală măsură am vorbit în Biroul Permanent Național despre faptul că nu vom începe campania electorală până când nu trecem de moțiunea de cenzură. Am avut la un moment dat o moțiune de cenzură și am spus că inclusiv candidații să nu-și anunțe aceste candidaturi până la acel moment. Aici, într-adevăr, a fost un candidat care a furat startul și el a început să strângă semnături Înainte de, de acel moment. Noi am avut această înțelegere pentru că, iată, nu suntem un partid care să-și permită mișcări bruște, atâta timp cât știm foarte bine că în Parlament avem o majoritate firavă. Și, evident, că nu am vrut să. Există o stare de, de tensiune în interiorul grupurilor parlamentari. Am spus trecem de acest moment care este important pentru noi toți. După care ne focalizăm pe dezbaterea noastră internă, să dăm prioritate guvernului. S-a întâmplat acest lucru mă, cu startul să spunem furat. Iar mulți dintre colegii noștri au crezut că Emil Boc nu își va depune candidatura. De altfel, asta este informația care li s-a furnizat la momentul respectiv. Emil Boc refuzând constant să dea orice fel de informație, și în interiorul partidului, cu privire la candidatura sa. Aici a fost momentul să zic, în care anumiți colegi de-ai noștri, într-adevăr, și-au declarat verbal sau uh, prin uh, semnătură, susținerea pentru uh, domnul Vasile Blaga. Momentul în care Emil Boc și-a anunțat candidatura a fost momentul în care ei practic au venit și și-au exprimat opțiunea. Deci a, ăsta a fost să zic uh, uh, momentul real din interiorul partidului și uh, am avut o ședință cu președinții de organizații în care Emil Boc a spus, da, mă tot întreabă de o groază de timp oameni. A venit momentul în care să vă spun, da, candidez. Asta este declarația mea pe care mi-o asum. Și atunci oamenii au venit, în momentul ăla s-a și deschis lista de semnături și atunci ei au venit, având în prealabil și o discuție cu domnul Blaga și spunându-i într-un mod onest, ok, în momentul în care ne-ai propus, informația era că nu va mai candida. Faptul că el și-a asumat și va candida ne face să venim în această echipă. Aș vrea să vă întreb, dincolo de această decizie personală a lui Emil Boc, și putem înțelege aici continui un gând oarecum nerostit al domnului Ioniță, de decizie care a fost încurajată sau incitată și de domnul președinte Băsescu, cine altcineva dintre liderii de vârf ai partidului l-a încurajat pe Emil Boc să-și depună candidatura? Pentru că dați-mi voie să, să vă spun că mie mi se pare că uh, această candidatură pune partidul foarte tehnic într-o situație tragică, în sensul tragediei antice, când ai de ales între două lucruri la fel de bune, nu într un lucru bun și unul rău. Domnul Emil Boc, și aici citez un membru al partidului dumneavoastră, sigur nu are o funcție, dar e foarte vizibil, europarlamentarul Cristian Preda, a spus, sigur, plecând de la sondajele deja evocate, domnul Emil Boc este un politician epuizat. Probabil că a făcut bine ce a făcut, era inevitabil să o facă, n-a găsit tonul just pentru a face ce era de făcut pentru a explica cetățenilor de ce trebuie aceste sacrificii care probabil că erau inevitabile. Nu nu sunt eu cel care va judeca dacă se putea altfel sau nu. Dar e un politician care ca sun așa și a epuizat ciclul a nu susține pe Emil Boc înseamnă evident pentru conducerea partidului să se desolidarizeze de Emil Boc prim-ministru, ceea ce nu se poate, a susține înseamnă a susține pe cineva care nu are un viitor, ca să folosesc o celebră expresie lui Stalin, nu mai poate înflăcăra imaginația maselor. Deci nu e acea persoană care să ducă partidul la un 35-40% care să stârnească entuziasmul la sute de mii de oameni adunați într-o piață publică. Nu este, din păcate. Probabil că domnul Boc are mari calități, unele le-a dovedit, dar asta este. A, a avut ghinionul, nu știu cum să-i spun, să fie prim-ministru într-o într situație cu totul excepțională de criză globală și, îl citesc din nou pe Cristian Preda, și ai puizat viitorul. susținându nu afectați într-un fel viitorul partidului, care ar avea nevoie totuși de un lider mai proaspăt. Nu știu dacă Vasile Blaga era acel lider proaspăt, pentru că Vasile Blaga vine din 1990, nu vine de ieri, de alaltă ieri. Sigur, nici Toader, paleologul care are farmecul lui neîndoielnic, nu pare să fie acel lider în jurul căruia să se strângă 40% din uh, electorat mi se pare că aici văd eu un soi de tragism, repet, foarte tehnic în sensul tragediei antice a situației în care se află partidul și mai ales susținătorii lui Emil Boc astăzi. Acum lucrurile trebuie puțin despărțite. La momentul la care a intervenit președintele, vreau să știți că era exact acel moment dinaintea moțiunii. Relația președintelui cu partidul nostru este o relație, dacă vreți, și între președintele țării și un partid aflat la guvernare, dacă vreți, pilonul principal în coaliția aflată la guvernare. Iar de fiecare dată când președintele a simțit nevoia să, să transmită public un mesaj, în, însemna că era un lucru care nu, nu, era în regulă, dar nu pentru funcționarea internă a partidului, ci în raport cu susținerea pentru, pentru guvern. Deci aici lucrurile și nuanțele e important până la urmă să fie făcute. În ceea ce privește considerațiile făcute de Cristi Preda, sigur, dintr-o perspectivă, argumentele dumnealui pot fi valide. Eu stăteam de vorbă cu Buze, că am fost colegă cu președintele Parlamentului European atunci când și eu eram membră. A venit în vizită ca și invitat al meu la Camera Deputaților și am vorbit foarte despre... Foarte de recent, nu? Acum exact. două săptămâni, cred. Uh, poate nu mai, mai mult, cam o lună, o lună și ceva. Și stăteam de vorbă, dumnealui pe vremea când era primul ministru al Poloniei, a făcut o serie de reforme nu dure, foarte dure. Sunt acele reforme care au permis până la urmă Poloniei să treacă mai ușor peste criza economică. Și mi-a spus Roberta, momentul în care Uh, eram la guvernare, evident că aveam uh, cea mai mică cotă de, de încredere, ca efect al acestor uh, decizii. În acest moment, Iergi Buzek are cea mai mare credibilitate, cea mai mare încredere în toate sondajele de situație, opinie. La Parlamentul European. Nu, pentru că oamenii apreciază acele măsuri. De-aia și cred că în momentul în care efectele acestea, care sunt și pe care trebuie să le recunoaștem, uh, Evident, până la urmă deciziile acestea au afectat viața oamenilor. Oamenii în momentul ăsta e firesc să judece dur aceste lucruri, dar sunt convinsă că odată ieșind ieșind din această perioadă, pe măsură ce nivelul lor de trai se va îmbunătăți, automat vor avea o altă haideți să spunem obiectivitate în a aprecia lucrurile care s-au făcut. Și noi sperăm că acest lucru să se întâmple într-un timp rezonabil. Prin comparație, așa cum spuneați și dumneavoastră, evident că Moțiunea Emil Boc și liderul Emil Boc este uh, uh, cel mai bun competitor în acest moment. Dar încă o dată, decizia pe care o veți lua uh, peste o săptămână uh, vine într-un context în care mai, mai complicat decât cine va fi președintele PDL, pentru că președintele României, domnul Băsescu, a lansat această discuție în dezbatere publică, întâlnindu-se și cu membrii partidului dumneavoastră și vorbind despre necesitatea schimbării guvernului pentru a avea într-adevăr un suflu nou acolo care să ducă mai departe ceea ce a început. Simțim probabil ceea ce spunea și domnul profesor, că sub actuala uh, conducere guvernul este într-o pierdere de, de suflu, de, de moment. Și atunci el a pus această problemă în fața dumneavoastră și v-a spus, haide de să vedem, încredere. relansăm încrederea, formula, da. schimbăm guvernarea, Emil Boc uh, ar putea să rămână președinte la PDL și se pare că asta este uh, intenția pe care a anunțat-o și ne întoarcem după aia, după congresul PDL și vedem ce facem cu guvernarea. Ce credeți? Se va schimba, va rămâne Emil Boc dacă va câștiga președintele al PDL, dar va renunța la funcția de prim-ministru? Acum suntem în două, să zicem, discuții diferite. Pe de-o parte, cred că, evident, că o astfel de discuție a fost necesară și am purtat-o în interiorul partidului, am avut propriile noastre analize. Și cred în continuare că un partid nu poate să-și dea jos propriul guvern. Suntem în această situație. Ce va face omul politic, Emil Boc, în acest moment nu vă pot spune, nu am această informație. Va, fea, va lua această decizie în dreptul lui după această competiție internă. Dar nu pe care este o nu decizie a de -a. personală. Ba da, este o decizie personală este pentru că... Este o decizie că... politică. Nu poate să nu se consulte cu partidul să spune uite, mă gândesc să fac asta sau asta. Vreau să înțelegeți un lucru. Evident că orice om politic înainte de a lua o decizie se consultă cu cei apropiați, cu președintele statului. Nu e o decizie de azi pe mâine. Dar asta nu înseamnă că în final decizia nu aparține omului politic pus într-o, în fața unei anumite decizii. Ceea ce vă pot spune este că niciun partid sănătos la cap nu își dărâmă propriul guvern printr-o moțiune de cenzură sau acceptând să fie dărâmat de, de opoziție. Dar în interior pot avea loc discuții și se Discuțiile poate ajunge la o firești, soluție. Discuțiile sunt sănătoase și da. sunt normale în orice partid. Da, și aici okay. sunt de data asta de părerea domnului Oniță. Cred că nu e o decizie decât foarte formal. Sigur, actul unilateral de voință, cum îl descriem în drept, e demisia, dar în același timp, nu știu, am în minte scandalul Ghiom care a determinat demisia lui Willy Brandt și șefii partidului s a închis o săptămână și au întors pe toate fețele: dacă Vil, indiferent ce vrea el, trebuie să plece sau să nu plece. A fost o decizie pe care conducerea partidului a luat-o, pentru că Emil Boc nu este prim-ministru pentru că a vrut el să fie prim-ministru, ci pentru că era președintele partidului, pentru că partidul era în situația de a da primul ministru, pentru că... Și pentru că a fost numit de cine trebuie să fie da, numit. Da, să-l scot pe, din ecuație o clipă pe, pe președinte, pentru că era liderul partidului, nu pentru că era Emil Boc, adică o personalitate publică cu mari talente, care așa cum a fost chemat în 58 de gol de la țară să vină să formeze <laughs> guvernul, că era criză, nu a fost situația lui Emil Boc. Nu a fost chemat de la Cluj să vină să formeze guvernul pentru că nu mai era nimeni pe lume capabil să o facă. S-a dus acolo pentru că era șeful partidului care trebuia să dea primul ministru. Deci, cu alte cuvinte, el nu poate să plece până când partidul nu-i spune rămâi, avem nevoie de tine, sau pleci. E o formulă mai bună pentru partid decât rămânerea ta ca prim-ministru. Deci aici am, am o rezervă nu, nu, nu. asupra ceea caracterului ce spun... foarte personal al nu, Ceea ce am spus, lui Boc. evident că discuții, că orice partid când își stabilește strategia, pe termen scurt, mediu, uh, discută. Ceea ce spun e că, în final, decizia politică este luată de omul politic în cauză. Acum... Uh... Am înțeles că în ultimele zile au fost întâlniri, s-a negociat între cei doi lideri de moțiuni, ca să zic așa, domnul Boc și domnul Blaga. Au avut mai multe runde de negocieri. Ce se poate negocia? Asemenea <lătări> Vedeți, întâlnir. e o întrebare logică. Păi, vă întreb. Uh, nu, în realitate a avut um, loc o întâlnire strict pe uh, subiecte care erau, să zic, în, în analiză cu privire la organizare. Modul de scrutin. Nu? Da, 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 modul, modul de, de organizare, de la conceptul sălii, pentru că până la urmă vorbim de trei moțiuni cum fiecare dorește să-și branduiască sala, ce se întâmplă. Deci bă, exista o serie de aspecte organizatorice. Vorba dumneavoastră, ce să negociezi, pentru că bă, bă, ești în situația unei competiții după cum vedeți, numărul de candidați este extraordinar. Deci ce poți să negociezi? E să poate negocia, să spunem, Uh, nu, dar să zicem o configurație prin care una dintre tabere, cea care a ieșit câștigătoarea, ar oferi celorlalte niște posturi, astfel încât să fie uh, liniștită dintr-un punct de vedere, să nu radicalizeze foarte mult, să nu ducă spre o ruptură, să spunem, în cadrul partidului. Nu, știți ce se întâmplă? Se face mereu referire la Congresul trecut. Congresul trecut, mă refer la cel în care a intrat în competiție Treambăsescu și cu Petre Roman. 2001. În 2001. E o diferență fundamentală. Eu am fost și la acel congres, sunt și în comisia de organizare a acestuia. Da, deci, la momentul respectiv, congresul a fost la o dată și abia peste o lună sau două săptămâni sau trei săptămâni a fost alegerea biroului permanent. La momentul... Nu s-a ales decât președintele. Nu, nu s-a ales decât președintele. La momentul respectiv, între cele două date, din momentul în care uh, Traian Băsescu a devenit președintele partidului, i-a încurajat pe cei care făceau parte și din celelalte două moțiuni, pentru că și atunci au fost trei moțiuni, să-și depună candidatura pentru Biroul Permanent Național. Despre asta vorbim și parte din ei au și intrat în birou permanent național. N-a fost o negociere, știi? 60% au obținut unul, 40% altul, 60% din BPN-ia unuia, 40% altuia, pentru că în momentul ăla pornești din start, de la gândirea că vei construi niște fali, niște blocuri, cu un anumit nivel procentual pe care îl are fiecare. Nu, asta e o tâmpenie și nici nu poți nici nu poți efectiv să spui, uite, știi ceva, în limita asta de locuri va ieși, nu știu, vor ieși următorii candidați. Nu se poate, pentru că noi vorbim de un număr foarte mare de, de, votanți. Sunt 1400 de oameni. Nici atunci nu a fost acea situație, pentru că noi menținem de la o zi la alta. Deci, atenție, de la o zi la alta. Nu mai avem o lună de zile în care să zici că îi încurajezi pe, pe anumiți colegi să-și depună candidaturile. Acum, toată lumea a intrat în, în această bătălie, vorbim, de la o zi la alta avem același număr de, de reprezentanți care votează, deci aceiași 1400 și eu vă spun, ca președinte de organizație, de data asta, no, acolo, județeană la Prahova, că în niciun caz nu poți să-i spui reprezentantului, uite, știi ceva, ia listuța și dă-i drumul și votează așa, pentru că Vă spun, sunt oameni primari, sunt consilieri județeni, sunt, nu știu, președinți de consilii județene. E absurd că nu oamenii Bun, nu așa abordează lucrurile. Se dau, da. se cer. Da, nu, stați sub. Uh, Lobby-ul lobby este ziuri. important. Și până la urmă, gândiți-vă că fiecare dintre liderii de moțiuni au mers în teritoriu cu oameni din echipa lor. Este un lobby implicit pe care îl face, da? Sunt oamenii care vorbesc în sprijinul acelei emoțiuni, și care, evident, se Bun, identifică acum, cu liderul moțiunii. Un alt lucru important, guvernul, să spunem, tabăra guvernamentală, să spunem, are un avantaj pentru că distribuie niște fonduri și primarii, partidui al primarilor, pot să fie influențați și prin modul de distribuție. Vreau să vă spun ceva, am auzit chestiunea asta și am înțeles-o târziu uitându-mă pe televizoare de ce, de ce e și supărarea asta premierul într adevăr ceea ce am încercat noi să facem pentru a nu afecta activitatea lui de prim-ministru, am încercat să mulăm programul de uh, prezentarea moțiunii în teritoriu pe programul lui guvernamental, pe deplasările lui în teritoriu. Și atunci într adevăr el are o serie de acțiuni guvernamentale și sunt urmate sau precedate, mă rog, de prezentarea moțiunii. Dacă vreți, am încercat să fim practici, să nu-i afectăm acest program. Și de-aia încearcă să se asocieze. În realitate vorbim de investiții la nivel local care există. O gândiți-vă că oricine știe că un program de genul ăsta ca să ajunge în faza de a-l contracta presupune depunerea lui presupune evaluarea care durează adeseori mai mult decât a durat proiectarea. O întreagă nebunie. Nu poți să spui, domne, gata, uite, s-a gândit Emil Box să se ducă. Plus că, dacă vedeți, a fost la Bistrița, a fost la Sibiu, a fost la ieri, iarăși, într-un județ unde, la Timiș, unde a semnat. Primarii, cei care au semnat autoritățile locale nu sunt, nu sunt PDL, nu au nicio legătură, pur și simplu vorbim de niște acte guvernamentale care nu vizează anumite coloraturi politice. Deci sunt acțiuni guvernamentale iar noi încercăm să-i să punem, am încercat să-i punem în program și aceste acțiuni de partid pe care e firesc ca și competitor să, să le facă. Vreau să vă întreb, pentru că săptămâna asta care s-a scurs au fost dezbate în legătură cu modul de scutire. Cunosc că eu n-am sezizat întreaga finețe a acestor discuții de presă, dar mi se explica că dacă s-ar alege un mod de scrutin pentru președinte cu precădere, în care toți și 1400 de delegați să voteze în ordine alfabetică, indiferent de Apartenența la organizație județeană sau de statutul lor de parlamentare, europarlamentar, președinți de, ca să spun așa, participanții de drept la uh, convenție, șansele moțiunii Blaga ar fi mai mari, din potrivă dacă s-ar trece la un vot pe organizații în care organizațiile, începând cu Alba și terminând cu, nu știu care e ultima, Tulcea, ar uh, vaslui ar vota, controlul votului ar fi mai, mai mare și ar exista o opțiune în plus pentru Emil Boc. Nu știu dacă e adevărat sau nu, nu dacă aici asta e, e miza. Să... Dar eu vreau să știu, pur și simplu, cum ați decis am să votați. Cum uh, se va vota? Mâine avem comisia tehnic. de organizare și, deci practic, decidem să Avea zicem o formulă, o formulă deci finală. Dar uh, e foarte distractiv, tot așa, uitându-mă la televizor, am constatat că spuneau uh, anumiți uh, o să vină, uh, și o să-i se dea președintelui de organizație teancul cu voturi și da, el le distribuie și nu știu ce, bun nu se pune problema, noi de când ne știm avem o ordine, de altfel ați văzut că a fost folosit acest instrument la toate partidele politice sensul în care se citesc în ordine alfabetică pe județe Da mm. omului te duci și dai votul în mână, evident, în mână și el se duce în cabina de vot și votează e noi la ce ne-am gândit și de unde au apărut, dacă vreți, viziunile diferite? Pentru că noi ne-am gândit la o modalitate, să zicem, mai eficientă de vot. În sensul în care încercăm să punem un număr de mese împărțite pe... sau fiecarei mese să fie arondate un număr de votanți, și în oamenii să se ucă să se caute pe acele liste astfel încât uh, ei să se ducă uh, într-un timp alocat de vot, nu știu, de două ore, să spui, domne, în două ore te duci și votezi. Uh, e opțiunea ta, deci să nu mai fie acea strigare la microfon. Și aici au intervenit. Atunci, haideți să-i luăm pe toți în ordine alfabetică cap-coadă și să se caute pe cei cu A la A, pe cei cu B la B și așa mai departe, sau să meargă și să se caute pe județe, să-și găsească numele, să se ducă să voteze și... Aici a fost... Uh, Probabil că vom găsi un sistem mix deja discutăm astfel încât deci, să nu fie mâine să nu fie niciun va va fel de, de problemă. Da, yeah, adică eu sigur, asta e grosolan ce s-a spus că se șeful de de organizație în parte buletinele membrilor deja bifate. Nu, dar sigur una este când te duci la vot în 1400, că ți vine rândul și te duci singur și reflectezi în mintea ta și poate uiți ce ai promis înainte de a pleca din bancă să votezi. Și altceva e când toată organizația județeană, se duce în grup. colonată și oamenii mai vorbesc, mai spun, uite, am decis asta, hai să ne ținem de ce am decis și așa mai departe. Adică presiunea, psihologic vorbind, mai e mai a... mare asupra membrilor decât dacă se duc pe organizați. E adevărat că toate partidele și liberalii au avut două congrese recent Așa au și PSD-ul la fel pe județ. PSD Bun, noi vom încerca să eliminăm total această, această presiune, dar știți și dumneavoastră, așa cum se întâmplă și la votul public, da? Oamenii vin cam, probabil un procent de peste 85% vin deja hotărâți să voteze pe o anumită... Deci, ideea celor care se decidă pe loc procentul lor este unul relativ mic dar, evident, important, normal. Până la urmă, fiecare vot e important, și e important să-i garantezi și transparența și libertatea omului de opțiune. Ce credeți că se va întâmpla cu perdanții după Congres? Nu, Pentru eu că, cred... în istoria noastră a Congreselor din democrație, am văzut că majoritatea fie au fost eliminați din partid, sau au plecat ei, sau au încercat să construiască altceva. Sau au fost scoși pur și simplu din, din viața de zi cu zi a partidului, rămână niște marginali? Acum trebuie să fim conștienți că nu vorbim de niște candidaturi obișnuite, în sensul în care vorbim totuși de o competiție între actualul președinte al partidului și secretarul său general. În egală măsură vorbim de, de o competiție între două blocuri importante ale partidului nu cred și îmi doresc din tot sufletul să membra acestui partid de 20 de ani. Nu cred că vor exista oameni care să facă pasul în afara partidului. Nu, cred că va exista o echipă bună, pentru că partidul în general votează până la urmă foarte bine, o echipă care să fie echilibrată și în care vor intra oamenii care de-a lungul timpului au confirmat. E, E important, în schimb, un aspect. Nu cred, și aici cred că va exista o sancțiune în interiorul partidului. Nu cred că cei care au atacat constant partidul vor fi cei care vor fi și validați de el. Pentru că de obicei. Partidul e destul de dur cu. cu Ce înseamnă să astea? fie atacat partidul? Că am văzut critici dure din toate părțile, și din grupul de la Bruxelles, Cristian Preda. Nu, Cristian Preda nu am candidează, am văzut deci și nu din e. partea, mai puțin din partea adversarilor lui Emil Boc, atacuri la desa partidului. Nu, nu, nu. nu. Deci au, au fost, au fost chiar unele atacuri foarte dure și. Uh, nu, nu vorbesc de Cristi. Cristi, în general. Uh, Exact ce spunea și domnul profesor, are o abordare, să zic, analitică, mai degrabă decât extrem de critică. Își expune punctele de vedere și asta e firesc să se întâmple. Dar cred în continuare și știu din experiența de 20 de ani pe care o am în partid, că partidul de obicei este cel care sancționează foarte dur în momentul în care îi îngreunezi munca, în momentul în care înțelegi și crezi că îți poți construi o carieră în interiorul partidului atacându-ți proprii tăi. Colegi. Deci aici cred că va exista o, o sancționare, așa cum știu eu partidul. În rest, e, e, suntem cu toții colegi, e important în schimb ca reformarea partidului să meargă mai departe pentru că trebuie să fim conștienți de un singur lucru. Sunt județe în care nu poți să obții mai mult decât ai obținut. Evident vei, vei înregistra o scădere. Nu știu, Aradu, care a luat 70%, Timișu, Alba, Clujul. Sunt județe care au obținut niște procente foarte mari. Trebuie să mergem să continuăm reformarea în județele unde noi am înregistrat constant pierderi și acolo trebuie făcută o creștere a eficienței managementului, astfel încât pierderea partidului să fie compensată cu o creștere a acestor organizații. Numai că cei care au talentul de, și l-au dovedit de repetate ori ultimele două dăți în 2008 și 2009, au talentul de a face asemenea compensări, de a mobiliza partidul în vederea atingerii unor rezultate electorale uneori surprinzător de bune, au fost tocmai Blaga, Videanu, eu sunt convins că fără capacitatea lor organizatorică în anul 2009, președintele Traian Băsescu ar fi avut cu cel puțin jumătate de milion de voturi, mai puțin și ar fi pierdut. Mm-hmm. fără rău. Nu, aici, capacitatea aici... managerială. a acelor... acum, acum trebuie să spun Doi un lucru pe care că... nu l-am spus niciodată, dar așa am auzit de-a lungul timpului atâția oameni politici care își arogă victoria lui Traian Băsescu, încât la un moment dat stăteam să mă gândesc oare ce procent o fi avut, cu cât o fi influențat chiar Traian Băsescu cu propria lui nu candidatură. Deci, nu, a fost, jumătate, a fost un efort a fost un efort a fost un efort de echipă și vă pot spune că cel puțin campania prezidențială din 2009 <hânt> condusă de Gheorghe Flutur. Asta se știe de mai puțin public, dar omul care a mobilizat și a făcut organizarea în partid a fost Gheorghe Flutur în, pe ultima campanie uh, prezidențială. At Atunci în... înțeleg că o relativă, să spunem că moțiunea uh, Blaga pierde și nu numai Blaga însuși nu reușește să devină președinte al partidului, de cei mai mulți dintre susținătorii lor își ratează țintele individuale, nu, pentru că unii spun... candidează prin vicepreședinți, vicepreședinți, secretari. General. secretari. Nu, secretari. Și ei, sigur, dacă sunt deputați, vor rămâne în CNC, dar nu vor mai fi la conducerea. partidului. Nu, nu spun lucrul ăsta, nu știu până la urmă. cum. poate acum... permite, nu, în vederea anului 2012 și a electorale care, care așteaptă partidul, și poate permite luxul să țină asemenea oameni oarecum demobilizați și necointeresați să muncească pentru performanță electorală? Nu, eu vreau să vă spun un singur lucru, că ceea ce am specificat eu este faptul că e nevoie să continuăm cu reformarea organizațiilor, mai ales a celor care au pierdut. Deci ăsta este un prim aspect. Vreau să vă spun că și printre semnatarii moțiunii domnului Plaga sunt oameni, sunt organizații câștigătoare. Timișu, Alba, sectorul 3, da? Sunt organizații care de-a lungul... Carașu. Sunt organizații care de-a lungul timpului au performat. Dumnezeu Dumnezeule Mare, oamenii ăștia, liderii lor, candidează. Sorin Frunză Verde, Costi Ostaficiuc, la prim vicepreședinte. Iată, pentru a vă da două, două, exemple din, din rândul acelei echipe. Și nu mă îndoiesc că își vor primi și votul partidului, tocmai pentru că prin rezultatele lor, au reușit să confirme și au reușit până la urmă să contribuie într-un mod decisiv la câștigarea alegerilor. Să nu uităm la ce diferență am reușit să câștigăm prezidențiale. Și sunt convinsă că dacă anumite organizații ar fi fost mai, mai bune. Ar fi avut o performanță mai crescută, atunci am fi reușit să obținem un rezultat, să zicem, care să ne fie oferit o relaxare mai mare. Dumneavoastră aveți emoții că vorbeați de Normal. Staficiuc și de ceilalți care candidează? Sunt, dacă nu greșesc, șapte candidați. Șapte candidați e bătălie de importantă. Președinte. Evident că am, am emoții. Trebuie să recunosc că am cumpănit foarte mult înainte de a. De a-mi depune candidatura a fost mai degrabă o decizie pe care am luat-o în echipă, dar trebuie să recunosc că, în egală măsură, pentru mine e foarte importantă și activitatea de la Prahova, acolo unde avem chiar bătălii dure de dus. Deci, Prahova, prim vicepreședinte, președintele Camerei Deputaților, sigur, e. Um normal, bunele practici ne -o cer să vă urăm succes. Vă Mai mulțumesc din suflet. Cu titlu personal și pentru moțiunea pe care o susțineți și împreună cu Ion Meioniță de la Adevărul să vă mulțumim, doamna președinte. Și Rupert vă mulțumesc Anastase mult. a stat de vorbă cu noi astăzi pentru ascultătorii Europa FM. Vă mulțumesc mult. Un radio de milioane de români.